Salut, prieteni! Astăzi am să vă povestesc povestioara Pepito. Când eram mic, povestește Pepito iepurașul, mama într-o zi m-a rugat să mă duc să caut 6 morcovi. M-am pornit eu țopăind în câmp. Țup, 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 niciun pericol la dreapta. Țup, 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 niciun pericol la stânga. Am smuls morcovii și cu viteză înainte. M-am întors repede acasă, eram foarte vesel, dar mama tare s-a mai enervat când m-a văzut. Dar știți de ce? Prea mulți morcovi am luat eu. În bucătărie nu mai era loc. Dar nu eram eu vinovat. Nu știam să număr până la 6. De aceea am smuls toți morcovii din grădină. Atunci mama a zâmbit și m-a rugat să învăț a număra. Uite așa, am învățat eu a număra.